vedenia noului Ierusalim, așezarea din nou a lui Israel, noul Ierusalim, și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită de bărbatul ei, slava celui de-al doilea templu. Dragi, toate vedenii voi începe cu Hagai. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâia lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Nu? De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți, dar tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald, și cine câștigă o sâmbrie, o pune într-o pungă spartă. Nu ne ajung banii, nu, pentru aceste case căptușite. Nu? Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui, aceea căptușită, frați dragi. Atenție la casa lui, personală, pământească, nu? Sau la locaș cu ziduri, nu? Dar Domnul spune, casei mele cu cimare, cum e mare, casei mele, nu? Dar va spune cineva, dar avem biserica, e completă, nu trebuie să mai zidim nimic, nu? Dar avem casa, mi-am terminat casa, cât am cheltuit pentru casă, dar am terminat și casă, biserica este, locul este, nu? Slujba este, nu? Cum adică? Cum adică? La ce casă cu cimare și mămare, casei mele, adică casei Domnului? De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste mus, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucru mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îi trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Atenție, eu sunt cu voi, prorocul spune, eu sunt cu voi, sunt de partea voastră, nu? Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, Duhul lui Zorobabel, frați dragi, l-a trezit, când, acum, azi, de exemplu, a trezit, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu, nu? A trezit Duhul acelui om, așa cum în mesajul de ieri, nu? Fiecare Duh, nu? Este trezit de Marele Duh, nu? Și se pune, se dă, în duhul omului se dă o bucățică, nu? De acolo, din server, nu? Din duhul lui Zorobabel, de exemplu, cum era Zorobabel, nu? Dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Iată, hotărăște Domnul o zi în care spune, eu pun duhul lui Zorobabel, eu pun duhul lui Iosua, nu știu în care, și în rămășița poporului eu pun duhul meu, nu? Cum am pus-o atunci, nu? Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua 24-a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Dariu.
slava celui de-al doilea templu. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Atenție, aducem cuvântul lui Dumnezeu, nu? Astăzi. Vorbește lui Zorobabel, nu? Care are duhul lui Zorobabel, astăzi, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, nu? Fiul lui Iotsadac, marele preot și rămășiței poporului și spune-le. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Nu? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Nu? Avem digitalul, avem inteligența artificială, avem tot. Nu? Dar voi cum o vedeți? Că s-ar putea tot să nu ne ajungă banii, nu? Să o întreținem. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Duhul meu este în mijlocul vostru. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, mare și uscatul, orice criză, orice clătinătură, orice suferință, nu, aduce o schimbare. Nu se poate altfel. Trebuie să fie dărâmat, nu? Dărâmat ceea ce este vechi, nu? În mentalitatea noastră, nu? În felul nostru de a vedea, nu? Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Atenție la neamuri, nu? Căci am văzut, eu am văzut Hagai astăzi un verset, versetul 20, practic, nu? Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Atenție! Binecuvântarea făgătuită. În a 24-a zi a lunii a 9-a, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Spune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poală hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, unde lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Nu. După. Lege. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat, spune Domnul. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu era un ea decât 10. Când veneau la teasc să scoată 50 de măsuri, nu era un el decât 20. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Nu, frați dragi, când spunem azi, aducem totul azi, pentru că noi astăzi vrem ca Domnul, ca Duhul Domnului să fie în mijlocul nostru, să ne spună ce să facem astăzi. Că dacă ne le teleportăm atunci, nu are nicio nevoie să citim acest cuvânt. Ce la ce ne-ar trebui această istorie, nu? Pe care o citim azi. Uitați-vă cu băgare de seama la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seama la ele. Mai era sămânță în grânare. Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. De azi îmi voi da binecuvântarea mea să se aducă, să fie rod, nu? Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Atenție! Atenție la nimicirea vrășmașilor și înălțarea lui Zorobabel, Duhului, nu? Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda și spune, voi clătina cerurile și pământul. Va mai fi o clătinătură, nu?
Voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele, caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Ce-am văzut, nu? Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor cu mic, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Atenție la ceea ce privește pământesc, frați dragi, războaiele pământești, deci nu suntem chemați. Repet, nu suntem chemați, nu? Să ne uităm la tot ce este pământesc. Noi astăzi suntem chemați la tot ce este viziune, nu? La toate aceste temple, vedenia noului Ierusalim, așezarea din nou a lui Israel, nu? Care Israel, voi spune, căci nu, astăzi în viziune nu este Israel pământesc, nu? Și acest cer nou cu care se încheie Apocalipsa nu se încheie cu război, frați dragi, nu se încheie cu lucruri pământești, să știți. Se termină cu un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, en mare, imare, frați dragi. Atenție, nu este o biserică, biserica din nu știu ce loc, nu? Noul Ierusalim este en mare, imare, nu? Care nu poate fi, nu poate fi pământesc. Este noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, nu? Care se coboară coborându-se din cer de la Dumnezeu. Nu poate fi pământesc, pământul ce este pe pământ, nu? Vine din cer, nu? Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Vin eu la tine și șterg eu lacrima, cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce se sedea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Nu? Deci, hai să-l aducem, nu, și pe Zorobabel. Nou, fac lucrurile toate noi. Nu? Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-a dus în duhul, nu? Pe un munte mare și înalt. În duhul, frați dragi, în duhul. Deci, vedenia în duh, nu? Și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei cu el mare, nu? Era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Atenție, ale fiilor lui Israel, nu? Atenție că eu am văzut că s-ar putea acum să spunem să stăm la pământ și să spunem fiii lui Israel ca și fiii, ca și izraeliți, ca și popor izraelit, nu? Dar eu zilele trecute, nu? Am văzut
a lui Israel, ca și Iacov numit și Israel, nu? Scara cerului, nu? Scara cerului, nu? Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acesta și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Atenție, această comuniune cu cerul în duh, nu? Îngerul lui Dumnezeu se suiau și coborau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Nu? Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacov, care apoi a fost numit Israel. Frați, atenție la figura lui Iacov, cine a fost Iacov, nu? Și ce relație, nu, a avut el cu Dumnezeu de când a poposit în locul acela, nu? Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta, nu? Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Ea a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Atenție! Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o jurință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei, pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, nu? Căci am început, va ajung hainele și banii, nu? Va ajung așa cum este la Betel, în biserica Domnului, va ajung banii, sunteți ok, nu? Iată, sămânța lui Iacov, care se numește și Israel, care Domnul i-a dat și numele lui Israel, nu? Iacov a făcut o jurință Domnului: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, nu? Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Nu? Deci atenție la legământul, nu, care s-a făcut tot prin viziune, nu, între Iacov și Dumnezeu, și acesta este și legământul tuturor celor care slujesc lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, nu? Cum ar fi aici la Betel, nu? Dă-mi, dacă îmi dai, nu? Îmi dai și eu slujesc ție, nu? Iată. Când vorbim astăzi, ceea ce am văzut eu, nu? Când vorbim astăzi despre fiul lui Israel, nu? Sau noul Ierusalim, nu? Vedenia noului Ierusalim sau templul din Ezechiel, nu? Care este atât de bine descris, vedenia noului templu, nu? Noul Ierusalim, vedenia noului Ierusalim, nu? Este un nou cer și un pământ nou, noul Ierusalim, nu? Un legământ nou, nu? Și cele 12 seminții, frați dragi, să știți, cele 12 seminții și orice om de pe pământ va aparține Ana, sunt ocupată. 2 ore. No. Da, ciao. Fiecare om de pe pământ va aparține unei seminții, nu? Cine va aparține dintre slujitorii Domnului, de exemplu, seminției lui Iosif, nu? Iosif are un rol, nu? Acest rol de
Pentru că eu am văzut unde am văzut, când a făcut cânta, unde am văzut, nu? Că Domnul, când spune Dumnezeu lui Israel, lui Avram și lui Isaac, dar și poporul lui, ca și poporul lui Israel, nu? Acei născuți din Iacov, care fac acest legământ cu Domnul, în sensul acesta, l-am văzut în cântarea de laudă, nu a lui Moise. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: voi cânta Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe calci și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe care îl voi preamări. Atenție, Dumnezeul tatălui meu, nu? Este tatălui meu, tată cu tămic, nu? Și cu tămare este numai, ar fi venit Tatăl nostru care ești în cerul, este cu tămare, pentru că este Dumnezeu. Dar el îl slăvea pe Dumnezeului, Dumnezeul tatălui meu, pe care îl voi preamări, nu? Pe el îl voi preamări, el pe Dumnezeul tatălui meu, atenție că în Iacov, nu? Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, nu? Și lui Iacov, pe Iacov l-a numit Israel. Deci atenție, când noi stăm așezați la izraeliți, la, ca și popor, nu? Dumnezeul lui Israel, când spunem Dumnezeul lui Israel, noi stăm așezați pe poporul Israel, nu? Dar atenție, noul Ierusalim, e nou, cu N mare, cu I mare, nu? Ceresc, care se coboară din cer, nu? Atenție la toate detaliile, nu? Căci Domnul este războinic, viteaz, numele Lui este Domnul, nu? Eu am văzut în acest loc, nu? Am avut această descoperire, nu? Dumnezeul lui Israel, nu? Ca și Iacov, nu? Tatăl nostru, Avram, Isaac și Iacov, oameni prin credință, nu? Au slujit lui Dumnezeu, nu? Și așa cum spuneam despre seminții, nu? Dacă găsesc. În Iosif, nu, caracteristicile lui Iosif, nu, cum este Iosif, ce față are, ce duh are, nu? El, coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului, cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, ele sunt miile lui. Pe cine le va împunge? Miile lui Manase, nu? Va avea roade, va avea mesaje, nu? Caracteristicile celui care aparține seminției lui Iosif, nu? Despre Iosif a zis: țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roa, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade din munții cei vechi, cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice, cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el. Bunăvoința celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului Domnului fraților lui. L-a făcut Domn peste frați. Atenție, că va fi Domn peste frați. Cel care aparține seminției lui Iosif va fi Domn peste mai mult frați. Atenție. El are frumusețea întâiului născut al taurului. Este și frumos la vedere. Atenție, coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului. Înțeapă, îi judecă, să știți. Va fi o judecată a celor 12 seminții, va fi a tuturor celor care sunt, care aparțin celor 12 seminții, nu? Ceilalți, nu? Care aparțin lui Zabulon, care aparțin lui Beniamin, care aparțin lui Levi, lui Ruben, nu? Iată, asta este ce am văzut. Zidul cetății avea două, spre răsărit erau trei porți, spre miază noapte trei porți, spre miază zi trei porți și spre apus trei porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe el erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea
porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de grizolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritari, fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar, ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Să știți că toate aceste lucruri, în toată această evanghelie, frați dragi, se vor descoperi taine fiecare poartă. Sunt porți, nu? Pe care se intră în această cetate, nu? Virtuală, să o numim așa, nu? Și să știți că fiecare nu este nimic care să cadă la pământ și să nu aibă un sens, dar hotărăște Domnul când se va descoperi, nu? În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Nu este pe cealaltă lume în sensul că vor împărații vor aduce slava în ea, în acest fel de Ierusalim, noul Ierusalim digital, nu? Digital. În toată lumea, nu? Nu localizat într-un loc pe pământ, nu? Împărații și neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Vor face frații evangheliști, toți oamenii, inclus chiar și ortodoxi și toate religiile, vor aduce contributul lor, mesajul lor, nu? În digital, în acest nou Ierusalim, își vor aduce cinstea lor, bineînțeles. Vor contribui, nu? Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Să știți, neamurile vor intra toate. Vor fi chemate toate, nu? Vor putea intra, nu? Cine? Căci este oricum o categorie de oameni care nici vor bloca orice canal care ar fi Ierusalimul Ceresc, care este reprezentat de cuvântul Domnului, să știți. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este niazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Va veni nou Ierusalim, va coborâ, va călători pe cale digitală cuvântul lui Dumnezeu din gura slujitorilor lui, nu? Dar vor fi blocate aceste canale, nici să n-audă. Oamenii vor bloca pe loc, nu vor crede. Sunt o categorie de oameni care nu vor intra. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului, să știți. Nu? Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Să știți că toți, Zabulon și toți ceilalți care până la urmă l-au dus în groapă, nu? Cum spuneam în mesajul de ieri, da, sunt oameni care duc în groapă, dar să știți că pentru ei este pregătit un dar, nu? Să fie în casa lui Dumnezeu, nu? Să aducă roade, nu? Să fie cineva, nu, care intră, nu, care este aruncat afară, nu, care trăiește în spurcăciune, nu. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Da, spuneam, toate aceste 12 seminții sunt diverse, au caracteristice diverse, sunt oameni care, de exemplu, dacă îl găsesc, eu văd oameni care slujesc într-un mod, nu ca taurul de Iosif, nu? Care este domnul fraților. Va fi, frați dragi, se vor judeca cele 12 seminții. Eu am văzut și am văzut, se face deja, nu? Deci am avut
acel zâmbet în, când am spus, tot ce au spus este bine, de anumiți frați, nu? Care au publicat mesaje, frați păstori, nu? Și a fost unul dintre ei care a făcut în toată slujba aceea o judecată a celor 12 seminții, o judecată a unor seminții. A făcut o judecată, dar cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă, nu? Ce este în spatele unui mesaj. Deci, dacă cineva aparține, să zicem așa, a zis despre Iuda, ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu-l la poporul lui, puternice să-i fie mâinile și să-i fie în ajutor împotriva vrășmașilor lui. Despre Levi a zis, Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt pe care l-ai ispitit la masa și cu care te-ai certat la apele Meriba. Despre Levi, Tumim și Urim, nu? Deci va fi judecată și dreptate, va fi foarte scuțit, va avea, deci această, cineva aparține, nu, acestei seminții, vor fi frați care vor fi foarte iscusiți în a face dreptate și judecată oamenilor, nu, care se vor adresa lor, nu? Un exemplu, nu? Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îl vor sluji. Îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Orice, frați dragi, cuvântul lui Dumnezeu, ștampilă, sigilo, autoritatea lui Dumnezeu, ea va răspunde, se va face dreptate și judecată. Deci dacă ne uităm la mesajele mele precedente, nu, în care Domnul mi-arată cum să judec ca și model, nu, situația, nu, cu cei care mă prigonesc, care e familia mea cu toate surorile, nu, și satul, inclus și satul, nu, nu este un caz, nu, nu este un caz, că ce este modalitate. Deci cum m-am prezentat ieri la acești oameni, cuvântul lui Dumnezeu pe frunțile mele, ce spune Domnul să spun în acea situație? Ce spune Domnul? Adu-l la mine și nu se va mai atinge de tine. Adu-l la mine, adu-l la cuvântul meu, că el, tu când vei citi cuvântul meu, nu, va fi absolut. Acela este cuvântul. Nu ține cont ce spun eu ție, că ce vreau eu, nu? Adu-l la mine. Vreau să fie, îți este dator, ți-a spus un cuvânt, ai suferit, este suferință, eu vin să te ajut, spune-i cuvântul meu care este. Cereți iertare, dar atenție, nu numai între noi, în credința în Dumnezeu, că nu este de ajuns, dacă, da, ok, până la urmă te iert, nu? Se poate spune de cuvintele care le-am spus. Iată, să știți că nu se procesul de iertare nu este chiar atât de simplu, nu? Îmi spui, te iert și s-a terminat. Sau cer iertare și s-a terminat. Este un proces mai lung, pentru că unde sunt doi sau trei în numele meu, noi chemăm numele Domnului prin credință, iertarea prin credință între oameni, înaintea lui Dumnezeu, public, dacă se poate, mărturisirea păcatelor, nu? Deci să fie din inimă, nu? Căci chiar mi-am semnat, nu? Păi au căutat să vină cu, la mine cu... și retenie, nu? Cu înșelăciune, nu? Și Domnul spune, cum spun, poți tu să-mi spui că mă iubești, când inima ta nu este cu mine, păi eu văd că inima ta nu este cu mine, mi se cutremură sufletul în mine, că nu este cu mine, că este, se vede, frați dragi, se vede și la suprafață, mai mult decât se vede, dar... Oamenii care slujesc lui Dumnezeu, care se adresează la Dumnezeu prin rugăciune, Doamne, fă-mi dreptate cu părâșul meu, Dumnezeu lucrează și ne va arăta dacă este superficial sau este o iertare și pe verticală, și pe orizontală și pe verticală. Să știți, nu este subiectul de astăzi, dar este un exemplu. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Păi eu vin în frunte cu porunca și cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie să faci în situația aceasta, nu? Și cum așa trebuie să se judece lucrurile, nu între noi, nu este de ajuns, nu? Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor, prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând.
Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioana, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor și cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Că tindem să ne închinăm la oameni, dar cuvântul, să ne închinăm lui, cuvântul să ne poruncească ce trebuie să facem. Nu? Apoi, nu omului, nu? Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorocii din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Deci nu omului nici sens. Deci te duci la călugăr să aduc realitatea ortodoxă, nu? Te duci la călugăr căci sunt probleme, nu? În relație, nu? Din casă, din familia, cu bărbatul, cu copiii, nu? Iată, dacă călugărul îți spune ce să faci, dar nu are pe frunte cuvântul Domnului, nu deschide cartea, ci vorbește de la sine, da, nu-i nicio problemă, lasă, tu mărturisește și eu îți spun iertate, sunt păcatele și pleacă, nu? Nu, nu, este un proces, frați dragi, și iertare. Nu este chiar așa înaintea lui Dumnezeu. Să știți, să știți, eu am primit o... Azi dimineață, mi se pare, am văzut ceva destul de de dur, nu? Pentru că a fost o vedenie, nu? Privind neamurile. Neamurile celelalte care ne înconjoară și care dau și ele ajutor la oameni, dar nu folosesc, nu au pe fruntea lor cuvântul lui Dumnezeu, nu? Eu am privit așa, am văzut așa, un șerpi înfocați, nu? Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Nu? Frați dragi, Moise poate fi oricine care citește cuvântul lui Dumnezeu. Soră sau frate, uite ce scrie aici, relativ la discuția dintre noi, nu? Dacă cineva, cum a fost cazul care l-am adus ieri, nu? Spune cineva, eu cred că Mesia este în noi, noi suntem Mesia, noi suntem Salvatorul nostru și nu este în afara noastră nimic. Este totul înăuntru și gata. Nu? Dar cu ce autoritate? Deci nu putem, ok, venim și ne prezentăm noi, nu? Dar vine Moise, vine un om și spune, nu, uite ce scrie, nu? Și oamenii vor vorbi că nu sunt de acord, nu. Iată, nu. Și continuă cu o prigoană, nu? Că este nebună, nu? Chiar dacă citește cuvântul Domnului, să știți. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă, nu? S-au pus împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Căci Domnul i-a vorbit gură către gură. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și orice cine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Deci, am văzut ceva foarte complicat, nu? Am spus unui om, din lipsă de educație, l-am făcut prost, nu? Și omul își cere, începe să facă rugăciune la Dumnezeu. Nu pot. Trebuie să, eu îmi ești dator să-mi cer iertare, nu? Sunt foarte mulți oameni, nu? Și la mine la servici și... care nu reușesc, nu găsesc liniște până când n-are loc acea conversație, nu, prin care se schimbă situația, nu, care a făcut să sufere pe om. Vrea să audă de la om cuvântul și să-și ceară iertare și să nu mai facă. Nu? Deci, în momentul în care, în acest pasaj, șerfii invocați, nu, s-a spus, un exemplu, s-a spus despre mine, este... are probleme, du-te la psihiatrie, nu? Iarăși a scris. S-a descoperit și cine a învrăjuit pe mama mea. I-a scris soțului meu, du-te la psihiatrie. I-a spus și soțului meu. Pentru că nu recunoaște, nu? Și spune, du-te la psihiatrie. Deci am descoperit și cine a învrăjuit pe mama mea. Du-te la psihiatrie. Iată, în momentul în care tu spui unui bărbat, soțului meu i-a spus, du-te la psihiatrie și tu, nu? Iată,
Acest cuvânt, du-te la psihiatrie, să știi, va fi un șarpe care te va mușca și vei suferi. Vei fi o cărâtă și tu, cu durere mare, pentru că ai o cărât pe altul, vei fi o cărât și tu. Dacă tu nu accepți, pentru că este problema cea mai mare, că nu zice, nu că n-am zis. Deci, iarăși a făcut, iarăși au spus, iarăși au dus vorba, iarăși. Nu? Și după aceea zice, n-am zis. Nu? Și cere și soțului, mă, dar spun, nu erai și tu prezent, n-a spus. Și soțul, să n-aibă scandal în casă, n-a spus niciodată. Atenție. Să știți, frați dragi, va fi un șarpe, va fi acel cuvânt, te va urmări, îți vor spune alții, te vor mușca alții, exact în același fel. Dacă tu nu te uiți la ce ai spus, vei fi mușcat de șerpi în modul în care tu ai mușcat pe soțul meu, de exemplu, nu? Ca să dau exemplu, să se înțeleagă mărturie. Vei fi mușcat, vei fi jicnit, vei fi ocărât de oameni pentru că ai ocărât pe el. Și este astăzi această poruncă a lui Dumnezeu, scris pe frunte. Uită-te la ce ai zis. L-ai trimis și pe el la psihiatrie. Dacă tu te uiți că ai zis ce ai zis și recunoști, nu? Vei trăi. Dacă nu, vei fi mușcat de alții, de șerpi. Șarpele este veninos, te vor mușca alții, pentru că tu trebuie să te uiți la ce ai zis. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, dar este o limbă biblică care nu s-ar înțelege nimic. Omenește, oamenii ar face un șarpe de aramă, este o limbă, o altă limbă, o limbă dumnezeiască, dar care nu se descoperă decât prin mărturie, viziune, mărturie, nu? Credința că cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu, nu? Și ne închinăm cuvântului lui Dumnezeu, nu? Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și voi vor împărăți în vecii vecilor. Și am citit. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Deci, se spune poruncile Domnului omului. Vom avea dreptatea și judecata lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ce spune în această situație. Și am citit ieri, nu? Dedicat pentru mama mea. Uite ce spune Domnul în această situație. Dar este alegere, frați dragi. Alegerea fiecăruia. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și îi trimite șerpi împotriva noastră pentru că mușcăm pe alții. Atenție la gură, frați dragi, la spurcăciunea, la cuvintele. Nu este, frați dragi, mai ales în România. Eu dacă intru, îmi spun piciorul numai în satul meu. Du-te dracului la orice pas. Da, du-te dracului să te ia toți dracii. La nuntă s-a prezentat în fața mea, fratele meu. Tu ești dracul. Când ai lăsat această comunitate, nu, și te întorci după 10 ani, de exemplu, când cineva îți spune așa, zici, Doamne ferește, te sperii, nici nu zici, nici nu mă mai duc, eu nu știu în alte sate din România, dar se folosesc cuvinte, du-te dracului să nu te mai văd, dar să te ia dracii să te duci, nu știu, departe și să nu te mai întorci. Eu nu știu, nu există așa ceva aici, nu există așa ceva, eu nu știu. Mai ales când nu mai suntem obișnuiți, poate când trăiam în situația aceea acolo, poate nici nu mai auzeam, nu? Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, să știți că nu vom putea vedea. Eu primul mesaj în dimineața aceasta am văzut să vedem ce este curat și ce este necurat. Dacă suntem necurați pentru greșeli care le facem față de alții, frați dragi, și nu le recunoaștem și mințim când omul ne cere socoteală, vino la mine, păi cum adică mi-ai zis așa, vreau să știți că dacă suntem necurați, nu vom vedea nimic. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună.
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții, fără plată. La citire, frați dragi, nu? Ce aude, cine aude acest mesaj? Fără plată, nu? Deci îți dau o posibilitate, tipul la familia mea gratis, eu îți dau o posibilitate să citesc cuvântul Domnului, fac dreptate și judecată, nu? La familia mea, pe frunte cu cuvântul Domnului. Și știți că îl vor putea nesocoti sau nu, să vedem cu toții ce se va întâmpla, nu? Mărturisesc oricui aude cuvintele prorocii din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți, amin. Dragi, nu să adăugăm și să băgăm atenție și la denominații, atenție și la tot ce este pământesc, care nu este în cartea aceasta, și să ne batem în piept, eu te ajut, dar dacă nu vin religia mea sau eu... Nu, frați dragi, nu putem să adăugăm nimic care nu este în cartea aceasta. Deci exact ceea ce am citit la părinții mei. Nu îi chem să facă nicio practică, să vină să schimbe religia, să facă nu știu ce să facă, frați dragi. Nu, din tot ce este pământesc nu pot să adaug decât ceea ce citesc, nu? Ce aduc mărturia, viziunea, nu? Și credința mea că cuvântul lui Dumnezeu aduce, nu, la oameni credința, nu? Căci credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. S-ar putea la cine eu mă refer, aduc mărturia, să nu vină niciodată și să fie alte surori și frați pe care mi-i va da Domnul, altă mamă și tată pe care mi-i va da Domnul. Căci mama mea și tatăl meu mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Să știți că poate toată lumea așteaptă să vadă, gata, uite că o să slujească și ele și o să aducă și ele mesaje și, și mama mea. Și cine știe, s-ar putea, tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Sunt aceste, cum am spus, invers proporțional. În timp ce pierdem pe pământ, nu, primim în mod în cer, primim în cer, practic, nu? Primim din cer. Nu? Deci, viziunea pe care am avut-o în dimineața aceasta... este viziunea pe care am avut-o în noaptea aceasta. A fost așa. Deci era un era o femeie. Femeia era împărăteasă. Este o prințesă actuală pe pământ, dar să știți, apoi voi citi. Era un pod peste o apă. Mă chema pe mine de pe pământul pe care trăiam, nu? Mă chema să trec podul, să trec această apă și să intru în cetatea lor, a acestei prințese, care actualmente este, trăiește și prințul, nu? Și erau amândoi într-o încăpere, era o încăpere de gală, nu? Elegantă și de oameni cu nume bun, nu? Și... la un moment dat am spus, eu ies, nu vreau să stau aici, nu? Bineînțeles că am căutat și dacă m-aș fi gândit, n-aș fi ajuns chiar niciodată ca să pot să realizez ce putea să fie, nu? Și voi citi. Era Sihon, frați dragi, și Og, poporul lui Dumnezeu față în față cu toate împărățiile pământului, cu toți profesioniștii, tot, care oferă tot ajutor la oameni, nu? La neamuri, nu? Acea modalitate, nu? Cu plată, nu? Eu îți ofer mesaje, video, chiar, mie, personal, pe Messenger am și acum, nu? Cu una dintre aceste împărății, Domnul mi-a spus, vezi să nu le spui numele astăzi, nu le spun poruncă, nu le spun numele, cum, ce specialiști sunt, nu? Ei oferă ajutor la oameni și chiar am pe e-mail, nu? Pe e-mail, deci este trimis dacă vrei să beneficiezi, nu? De ajutor, de suport psihologic,
eu ofer 5 video, 5 mesaje la prețul de 300 de euro. Mai trimite iarăși și spune, astăzi este chiar o scontare, cum se spune, un scont, nu? Plătești mai puțin pe aceste 5 video, nu? Bineînțeles că i-am făcut un audio și am zis, nici nu mă gândesc, am primit de la Domnul, chiar am citit din Evanghelie, nu? Dacă l-am semnat, parcă l-am semnat, nu? În Isaia, am citit din Evanghelie acestui specialist, nu? Care oferă ajutor, 5 video la un preț. Vreau să-l citesc. I-am citit acestui specialist, nu? Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată, nu? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, la cuvântul lui Dumnezeu. Am făcut audio și am citit în italiană, nu? Căci specialistul este italian. Luați și veniți la mine, la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Modalitatea sufletului David, inima lui David, frați dragi. Inima lui David. Astfel de lideri vrea Domnul, inima lui David, nu? Pentru orice se ducea și făcea și psalmul, pentru orice suferință și căuta să-l asculte, om după inima lui Dumnezeu. Chiar dacă omenește greșea, el se ducea și își mărturisea păcatul, mărturisesc fără de legea, am citit ieri acel psalm, mărturisesc fără de legea mea că atunci când am tăcut, mi se topeau oasele, se îmbolnăvea practic, nu? Și astăzi eu cer pe toată lumea. Chem pe toată lumea la mărturisirea cui la păcatului lui, nu? Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul Israel care te proslăvește. Toate popoarele chemate citesc, nu? Din Isaia, nu? Acest așezare din nou al lui Israel. Dar atenție, cuvântul Israel, nu? Eu astăzi, poate în alte zile voi aduce altfel de Israel, nu? Pământesc, dar eu astăzi aduc Dumnezeul lui Iacov, eu propovăduiesc Dumnezeul lui Iacov, Isaac și Avram, Dumnezeul lui Iacov numit Israel. Oameni ca și Iacov care primește viziune de la Domnul, care vorbește cu Domnul, care se urcă, care stă pe scară, care are un legământ cu Domnul. Dacă îmi vei da să mănânc, frați dragi, bineînțeles, dacă îmi vei da să mănânc, să am să dau la copii, nu? Nu, este foarte normală, nu aprofită nimic, nu, frați dragi, nu. Nu, poate alți oameni vor avea această viziune, nu? Că face o tratativă cu Dumnezeu, dar nu este, eu astăzi nu aduc. Aduc legământul pe care l-a făcut Iacov. Eu îți voi sta în casa ta, Betel, nu? Astăzi, în digital, noul Ierusalim, noua cetate, nu? Eu voi sta și voi sluji și vă aduce mesajele la oameni. Poate le trimit 5 mesaje cuiva, mesaj, îl caut, aruncă-ți pâinea pe ape, de multe ori Domnul a spus, și după aceea o vei găsi iarăși. Aduci omului un mesaj pe care tu l-ai, care îi privește problema lui. Faci copia încolo, deci îl trimiți pe Messenger sau ce știu eu, pe ce modalitate. Eu am spus, e-mailul este oficial, nu? El acest specialist pe e-mail oficial, la care eu i-am răspuns oficial, am refuzat și am adus, nu, răspunsul meu, nu, pe care le-am cu cuvântul lui Dumnezeu pe frunte, relativ la ceea ce el îmi oferea, nu, eu i-am adus răspunsul meu. Să știți că eu am făcut mesaj, consilierea nu se face în câmp, se face pe e-mail, am primit acest cuvânt, fratele martor, nu, a adus cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine rămâne poruncă, nu, am adus mesajul pe e-mail, e-mailul bisericii, biserica să aibă un e-mail pe care oamenii cer dreptate și o judecată, nu? Și se trimite un
unul sau două sau trei, frați dragi, din miile de mesaje pe care le are câte un lider, nu? Căci eu am văzut preoții că sunt psihologi, practic. Psihologi. Mai ceva, nu? Și mai mult decât psihologii ei. Au psihologie, deci știu, au psihologia vieții, au experiență, mai ales sunt preoți care fac, de exemplu, de 20-30 de ani, care lucrează, dar bineînțeles că au experiență, le-au scunși cu toate alifiile, cum s-ar spune, nu? Și bineînțeles că vor putea face dreptate și judecată. Am văzut mesajul fratelui, nu? Ce părere aveți despre consilierea creștină, nu? De ce ne cad păstorii? Este titlul, nu? Dacă este fată, du-te la femeie. Căci biserica abuzează de păstor. Păi nu, frate drag, păi nu, că este Ierusalimul nou, vedenia noului Ierusalim. Oamenii au foarte mare nevoie și este foarte adevărat, să știți. O femeie într-o încăpere cu un bărbat păstor, nu, nu se poate, frate dragi. Nu, nu, este adevărat că nu se poate, pentru că se transmit, nu? Se transmit informații, se transmit senzații, se transmit emoții. Și nu numai se transmit, așa cum am spus, se transmit, dar se schimbă, se dau, îți intră emoțiile, nu? Iată, deci avem nevoie de un salvator, să Duhul lui Dumnezeu să blocheze orice transfer, nu, de emoții, de senzații, de simțiri, nu? Nu, deci este corect, nu? Eu personal am experiență, nu? Și din cauza aceasta a fost dezastru. Nu eram vinovată. S-a întâmplat că nu era înțelegere, nu? Nu reușeam să... Eu eram... Contraziceam, practic, nu? Preotul. Îl contraziceam că zic, nu, este cateheză, dar eu nu intru, că am primit poruncă de la Domnul să nu intru la cateheză, nu? Și bineînțeles că ceilalți era, da, bine, ok, nu intru la botez, nu? Pentru că eu nu sunt preparată, n-am înțeles nimic și am poruncă de la Domnul să nu intru, că nu-i timpul. Ceva de genul acesta, oricum, contraziceam tot. Și bineînțeles că n-a văzut preotul lucrul acesta, preotul era tânăr, nu? Când am văzut lucrul acesta, am zis, ia, duceți-vă voi, că este slujba deasupra, nu? Se desfășoară slujba și pierdem timp și ia, ieșiți voi toți și am rămas numai eu. Nu? Deci am trăit-o și pe aceasta. Într-adevăr, Domnul mi-a spus, le-ai trăit pe toate, ca să fie de mărturie. Și bineînțeles că îmi spune el, care-i problema? Păi, adică de ce? Nu? Deci a fost acolo o conversație, nu? Dar eu n-am realizat nimic din ce s-a transmis, din transferul de simțiri, nu? Dintre mine și fratele. Dar să știți că toată biserica, deci eu am fost necinstită în acea biserică și de asta am sfârșit afară, eu am fost necinstită exact cum a fost Amnon cu Tamar, a vrut mâncare din mâna ei, aceasta s-a întâmplat, frate drag, acest lucru s-a întâmplat și din cauza asta a fost izgonit și el și eu. Nu, deci, dar este biserica care s-a luat de panglică, dar să știți că se întâmplă foarte multe lucruri, nu? Pe care nu le vedem, au loc transfer, frați dragi, de simțiri, de sensi, în italiană, sensuri, sens, ceea ce tu simți, simțiri, nu? Chiar fără să știi, chiar fără să realizezi, da, se transmit simțiri, nu? Cu urmări, cu consecințe, nu? Chiar la nivel invizibil, frați dragi, fără să realizăm ce se întâmplă, dar biserica, o biserică care, cu oameni care simt, nu? Iată, a luat acest lucru ca necinstire pentru mine. A fost o necinstire pentru mine că numai pentru faptul că am rămas într-o cameră cu păstorul și pentru el. Dar tot drumul lui Dumnezeu era. El are acum biserica lui, trebuia, că suferea foarte mult. Erau un grup de partea lui, erau doi prezbiteri, un grup de partea unuia, un grup de partea celorlalți, toți în război împotriva celorlalți și ei între ei și nu... Foarte multe lucruri care, frați dragi, nu este un singur lucru, sunt cine știe câte în jurul unui fapt, câte lucruri se petrec, nu? Dar Duhul Domnului ne descoperă. Și da, fratele are dreptate, nu. Un păstor și cu o femeie, nu. Am trăit-o și nu. Doar dacă Domnul duce în acea încercare ca să fie mărturie.
nu? Ce i s-a întâmplat lui David, ce s-a întâmplat la personaje, nu? Din Evanghelie, nu? Ca să fie un scop divin, nu? Că și Iov, sărac, a trecut prin ce a trecut, doar era perfect, dar se credea perfect și aici a greșit și el și nu știa și nu putea să știe și a trebuit să guste atâta suferință, să sufere atât de mult pentru faptul că nu știa că nu-i bine să te vezi perfect, să te ridici mai presus de Dumnezeu. Ajungem în suferință pentru acest lucru, că credem că noi suntem, chiar noi credem că suntem cei mai tari, că suntem perfecți. Nu este bine, va veni o suferință prin care să înțelegem că poate veni un înger din afară, nu? În scara lui Iacov se vede foarte bine și îngerii coborau sus și jos, frați dragi, să ne ajute, că nu putem, nu putem. Nu? Deci eu am văzut, frați dragi, nu? Aceste împărății dincolo de punte, dincolo de punte, nu am spus bine, deci eram eu într-o împărăție, nu eram pe pământ într-un loc, era o punte, această femeie îmi spune vino după mine, nu? Și m-am dus și am intrat și era o încăpere de principi, de prinț și prințesă, nu? Și n-am l-aș fi găsit niciodată dacă nu l-aș fi văzut în Sihon și Og, nu? Israel a trimis Sol la Sihon, împăratul amoriților, ca să-i spună, lasă-mă să trec prin țara ta, nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni, vom ține drumul împărătesc până vom trece de ținutul tău. Nu? Drumul împărătesc, așa am văzut, că era un drum împărătesc, era un drum spre o împărăție, nu? Era prințesa și prințul, nu? Îl recitesc că ce-am pierdut firul, lasă-mă să... Deci, Israel a trimis Sol la Sihon, nu? Împăratul amoriților ca să-i spună, altă împărăție, nu? Să-i spună, lasă-mă să trec prin țara ta, nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni, vom ține drumul împărătesc până vom trece de ținutul tău. Sihon n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ținutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel în pustiu, a venit la Iahat și s-a luptat împotriva lui Israel. Frați dragi, deci ce am văzut, nu? Toate aceste împărății, nu, specialiști, cum am adus cazul acestui specialist, nu, care îmi trimite pe Messenger, nu, n-am mai trimis după ce i-am trimis cuvântul lui Dumnezeu și i-am spus, aceasta este țara mea. Aceasta este țara mea. Dacă vrei, nu, propovăduiește, nu, din țara mea. Bea din fântâna țării mele, tu, dar eu nu voi bea din fântâna țării tale. Atenție, nu? Și nu! N-a funcționat, n-a vrut, nici n-a vrut să audă. Și acum este poziționat, nu, cu telecamera în față și, dacă este bărbat, atrage femei. Vino la mine, gândește-te-mă, caută-mă, gândește-te la mine, caută-mă și fă o prenotare. Și îți trimite niște mesaje video pe care le face, spune-mi problema ta, fă prenotare, 60 de euro. Nu? Israel l-a bătut cu ascuțișul sabiei și i-a cucerit țara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit. Israel a luat toate cetățile acelea și s-a așezat în toate cetățile amoriților, în Hezbon și în toate satele de prin împrejurim, căci să știi, frați dragi, că am văzut că împărăția lui Dumnezeu, prin îngerii lui, prin liderii lui, prin preoții lui, frați dragi, prin evangheliștii lui, nu? Vor ocupa. Vor ocupa și vor trece peste toate aceste împărății. Dar este Dumnezeul cerul și al pământului. Eu sunt Alfa și Omega. Nu poate spune nimeni că eu sunt Alfa și Omega. În mine este Alfa și Omega. Eu sunt Alfa și Omega și fac ce vreau. Vine împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția lui Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ. Va cobor, frați dragi. Prin ce? Prin îngeri care se duc și vin. Au sursă care fac transfer de Duhul lui Dumnezeu. Nu? Scara lui Petru. Nu? Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, cuvânt bun în tine, cuvânt binecuvântat, că n-am înțeles niciodată, se tot spune să fii binecuvântată, cuvânt bun pentru tine, nu? Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pe retutindeni, nu? Îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe scara aceasta. Împărăția lui Dumnezeu, vie împărăția ta, oamenii tăi, prin ei, prin îngerii tăi, nu? Să iei toate cetățile, nu?
acelea și s-a așezat în toate cetățile amoriților, în Hezbon și în toate satele de prin împrejurim. Căci Hezbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriților, el pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului și luase toată țara până la Arnon. De aceea zic poeții, veniți la Hezbon, să se zidească din nou și să se întărească cetatea lui Sihon. Nu se va întări, frați dragi, nu, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Va veni împărăția lui Dumnezeu, prin îngerul lui vor coborâ, oamenii se vor, așa cum am spus, se va face transfer, nu? De duh la oameni, nu? Să se zidească din nou și să se întărească cetatea din Sihon, căci a ieșit un foc din Hezbon, o flacără din cetatea lui Sihon și a mistuit pe Ar Moab, pe locuitorii înălțimilor Arnonului. Vai de tine, Moab, ești pierdut, poporul lui Chemoș, el a făcut pe fiii lui fugari. Și fetele lui le-a dat roabe lui Sihon, împăratul amoriților. Noi am aruncat cu săgețile asupra lor, din Hezbon până la Dibon, totul este nimicit, am pustit până la Nofan, care se întindea până la Medeba. Israel s-a așezat astfel în țara amoriților, Moise a trimis să-i scodească Iazerul, au luat satele care țineau de el și i-au izgonit pe amoriții care erau în ele. Au schimbat apoi drumul și s-au suit pe drumul care duce la Basan, Og, împăratul Basanului, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor. La Edrei. Deci nu vor accepta. Deci eu am luptat 2 ani de zile, nu? Și am mai trimis apoi și pe altul. M-a luptat și cu el. 2 specialiști, nu? Care oferă servicii, nu? Servicii la oameni pe plată, nu? Pe bani. Nu m-au... Păi puterea lui Dumnezeu, frați dragi, înaintea lui Dumnezeu nu... N-are nimeni nicio putere. Puterea lui Dumnezeu, nu? Au schimbat apoi drumul și s-au usuit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanul, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor. La Edrei, Domnul a zis lui Moise, nu, Moise, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale pe el și tot poporul lui și toată țara lui, să-i faci cum a făcut lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hezbon. Și ei l-au bătut pe el și pe fiii lui și tot poporul lui, de n-au lăsat să scape niciunul măcar și au pus mâna pe țara lui. Mai departe, cum a pus judecători, să nu căutați la fața oamenilor, nu, vor veni oamenii și vor cere judecata lui Dumnezeu, nu? Ce cere Dumnezeu de la Domnul? Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Când spun Israele, orice slujitor al Domnului, ca Iacov, care face un legământ cu Domnul, dacă îmi dai mâncare, să am să trăiesc, nu, eu și familia mea, nu, îți voi sluji, nu? Și astăzi tu, Israel, ești oricine, nu, care face un legământ cu Domnul. Dacă îmi dai să mănânc și să am, nu, să mă îmbrac, eu mă voi ocupa de casa ta, de el. Să umbli în căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Păzește poruncile, nu? Să slujești Domnului, să păzești poruncile. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot cuprinde el. Și numai de părinții tăi s-a alipit Domnul ca să iubească și după ei, pe sămânța lor, pe voi, v-a ales el dintre toate popoarele, cum vedeți astăzi, nu? Poporul Domnului, care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, care au cuvântul pe frunte, nu? Să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înceteniți gâtul, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșător, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și dă hrană și îmbrăcăminte. Îl ascultă, îl ajută, se gândește Domnul prin îngerii lui sus jos la toți oamenii. Pendeapsa pentru cel ce atâță la închinarea la idoli, nu? Israel să nu se ia după cananeiți, deci niciun modelul, tipul lor, nu? Cum slujesc aceste popoare despre care am vorbit, nu? După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor,
Vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi măcar despre Dumnezeii lor și să zici cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor lor și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau Dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul și ele chiar își ardeau în foc și fiii și fiicele în cinstea Dumnezeilor lor. Fă ca mine, deci cum mama așa și fiica, deci fă ca mine, cum am făcut eu, fă și tu. Nu? Deci foarte mulți specialiști nu vor pune pe copiii lor să facă ce au făcut ei. Nu? Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Nu să faci ce vrei tu, îți poruncesc eu ce trebuie să faci. Să n-adaugi nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Nu? Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, haide după azi Dumnezei pe care tu nu-i cunoști să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Atenție la semne, frate dragi! La semne, da, cum bine a spus fratele, se vor lua obiecte, nu? Și se vor considera sfințite, nu? Și se va spune, dacă te atingi sau cumperi acest batic, nu? Și îl pui pe cap sau ce știu eu, ce semne poți să faci cu el, că este sfințit, vino după acest Dumnezeu, vino și fă-o, căci te vei sfinți și te vei vindeca, nu? Domnul spune să nu, Domnul a vindecat prin cuvântul lui, să nu l-asculți, să nu te învoiești. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alibiți. Nu? În pedeapsa pentru cel ce atâțe la închinarea la idol, dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te atâță în taină zicând, haide să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-au cunoscut. Se inventează acum, se poate scoate chiar din Evanghelie, nu? Acele mahrame, frați dragi, eu am văzut, am avut chiar prorocie, nu, era într-o biserică, intrai, te agăța mahrame pentru capetele lor ca să prind suflete. Poți prinde sufletele prin obiecte, mahrame, făceau, le puseau ele, nu? Și chiar a spus preotul din față, la sfârșit toată lumea se vindeau mahrame la 10 euro, la 15 euro una, nu? La italieni, nu? Și chiar a spus preotul din față, băi, dar aici este mercat de acum, piață. A devenit biserica o piață. Da, banii până la urmă i-a dat lui, nu s-a făcut nimic. S-au dus și au dat banii. Piață, nu? Dintre Dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă. Să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruci și să nu-l ascunzi. Când vei vedea pe cineva? Nu, eu am primit această... Acest răspuns, nu la întrebarea fratelui, un frate păstor a publicat, dar este posibil să fie niște batiste sfințite, este posibil așa ceva, este biblic, nu? Așa ceva. Eu am primit, când ai primit și ai spus și numele, ai primit să nu-l cruci și să nu-l ascunzi, adu-l că este erezie, nu, frate dragi. De glasul lui să ascultați, nu, noi am primit cuvânt, legi și porunci, nu am primit batiste, nu, păi am citit eu un Hagai, pentru că ce am citit în Hagai? Acele întrebări sau unde le-am citit? Nu. Despre acele lucruri care dacă sunt spurcate sau dacă sunt curate, nu? Dacă va veni tractorul să taie iarbă, nu o să mai pot citi. Poate că nu. Deci, nimic, frați dragi, decât glasul Domnului, legi și porunci. Nimic, obiecte, frați dragi, nu există nimic decât cuvântul Domnului scris pe frunte și Duhul lui Dumnezeu. Nu?
Dar, bineînțeles că mulți oameni vor spune, da, domnule, dar au follower, au putere, au succes, nu? Păi da, pentru că te-am ridicat în adins ca să se arate în tine puterea mea. Se va predica Evanghelia chiar pentru că se aduc alți Dumnezei prin alți Dumnezei, nu? Se predică Evanghelia în paralel, nu? Se răspunde. Răspuns. Iată răspunsul meu, nu? La ceea ce am văzut. Sunt împărați, sunt patru împărați, vor fi patru împărați foarte puternici, nu? În vedenile lui Daniel, nu? Eu am văzut niște împărați, aceste patru fiare mari, sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Da, vor fi, vom vedea împărați pe pământ, vor avea, chiar mi-a răspuns Domnul că a întrebat, domnule, dar câtă putere poate să aibă, nu? Și Domnul mi-a spus, păi dacă n-aș fi eu, n-ar avea nicio putere, l-am ridicat în adins, eu sunt în spate, eu îi dau putere, trebuie să fie, dar sunt fiare. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Și am văzut pe pământ, nu? Le voi da fiare în inima lor, dar să știți că... Pardon. A stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om, nu? Daniel a început să zică, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe mare cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Oameni. Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Va vorbi. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și se-a dat stăpânire, îi dă Domnul stăpânire. Vedenile lui Daniel, capitolul 7, să știți, sunt împărați care se vor ridica cu putere foarte mare, dar sunt fiare, au inimă de om și li se dă putere, li se dă stăpânire. Vom vedea, dar asta nu înseamnă să cercetăm Dumnezeilor, băi, poate cu batistele astea ia să iau și eu, sau cu nu știu ce obiecte, nu, cu care se umblă, sau cu acțiuni care se fac, hai să fac și eu. Nu, atenție, nici să nu cercetăm după Dumnezeilor, nu? Așa cum am spus, Domnul ne va spune ce să facem, ne va învăța, nu? Să nu-l cruci și să nu-l ascunzi. Când vedem ceva, da, Domnul ne cere să ne va spune. De exemplu, astăzi mi-a spus, nu spune numele acestor împărății. Porunca, azi. Așa și în acea situație, când fratele a spus, băi, ce-s cu batistele acestea sfințite? Dar e normal, Domnul mi-a spus să nu-l cruci, să nu-l ascunzi, dă-l pe față. În acel moment, poruncă. În alte, nu știu. Deci mergem mai departe. Luarea Arabiei și supunerea amoniților, să știți, și aici, cetatea apelor, deci va fi, frați dragi, se va ridica poporul lui Dumnezeu cu putere, împotriva tuturor împărățiilor. În zidirea casei lui Solomon am spus și de acasă, un mesaj de acasă a unui lider, poate ajuta o persoană, nu trimis. Eu am trimis la câțiva frați păstori, chiar pe Messenger, nu? Ceea ce am avut un mesaj, am trimis la câteva biserici, 4 sau 5. Aceasta este modalitatea. Frații păstori, bineînțeles că nu m-au băgat nici într-o seamă, dar în acea trimitere, poruncă pe care am avut-o, este un sens și acel sens poate el îl vor vedea în viață, peste ani, nu? Domnul le va aduce la minte prin Duhul lui, ia seama că ai primit un mesaj, nu? Nu îl ascultă un an, al doilea, nici al treilea, dar Dumnezeu îi va pune în minte. Ai auzit un mesaj odată și s-ar putea atunci să fie timpul când Domnul dă porunca, nu? Ascultă-l. Este acolo pentru tine un mesaj, nu? Ierusalimul scăpat, nu? În capitolul 19 din 2 împărați, nu? Va fi rugăciunea, frați dragi, este foarte importantă, nu? Deci am văzut rugăciunea lui Ezechia, nu știu de ce în dimineața aceasta. Am văzut această rugăciune importantă, nu? Pe care o face Ezechia.
A, da, aici era mesajul în care Domnul mi-a spus astăzi, nu spune numele acestor împărății, nu? În adunarea lui Israel, sfaturile lui Iosua, Duhul lui Iosua, frați dragi, astăzi, nu? De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toți vrășmașii care îl înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Atunci Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpetenile lui, pe judecătorii lui și pe căpetenile oastei și le-a zis: eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea noastră, căci Domnul Dumnezeul nostru vostru a luptat pentru voi. Vedeți, v-am dat ca moștenire prin sorți după semințiile voastre neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit până la marea cea mare spre apusul soarelui, Domnul Dumnezeu vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul Dumnezeul vostru. Preoții Domnului, liderii Domnului, care au, sunt frați dragi, mii și zeci și sute de mii de mesaje a preoților, care vor ajunge, ele sunt făcute poate 10 ani în urmă, un mesaj care va ajuta pe un om, un om își va găsi rostul acelor cuvinte potrivite cu situația lui de față, nu? Și îl va ajuta și îl va lămuri, nu? Peste ani și ani, nu? Îl va trimite, cum a spus cineva, domnule păstor, i-a spus unui păstor, uitați, eu v-am cunoscut și am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că, și-a dus această scrisoare, în cutiuța poștală cineva mi-a pus un link, nu? Un link de pe YouTube, nu? Cu un mesaj de al dumneavoastră și acel mesaj mi-a schimbat viața. Nu? Și eu astăzi vă mulțumesc că eu am crezut în Dumnezeu printr-un singur mesaj. Să știți, va pune, va mobiliza Duhul Domnului o persoană să scrie linkul pe o hârtiuță și îl va pune în poștă, dar astăzi pe digital, frați dragi, îl va aplica cineva pe messengerul nostru, pe în comentarii, cine știe, pe digital, oricum, pe messengerul. Nu, sau poate chiar pe YouTube. Dacă sunt oameni care au profil, account, nu, chiar și acolo, cineva Duhul lui Dumnezeu îi va aplica acest mesaj. Mesaj al unui frate, nu? Și Domnul spune, puniți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga, nu? Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu îl întrebuințați în jurământ și să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor. Deci eu am adus niște neamuri, nu? Cu aceste neamuri chiar eu am comunicat, nu? Și Domnul spune, nici să nu le pomeniți. Poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, care are îngerii, care are rugăciunea și colaborează cu Dumnezeu, nu? Îngerii lui se duc sus, jos, vie împărăția ta, vină să coboară și să lucrăm după Duhul tău, nu? După porunca ta, după legea ta. Și alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mai puternice, mari și puternice, și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă și nu vor sta, frați dragi. Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi cum v-a spus. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, nu? Chiar și cărțile, frați dragi, recomandate, nu? Căci de care am vorbit, nu? Atenție și cărțile, Duhul unor păstori, nu? Am spus, am adus, nu? Acel subiect despre fratele care spune, uitați, un păstor corean a scris cărți și a ajuns bogat, acel împărat puternic, nu? Și oamenii are adepți și a fost contestat chiar când a vorbit despre acest păstor corean, nu? Și cartea lui și mi se pare că așa a arătat-o, nu? Cineva l-a și contrazis, dar ce domnule că e bun păstorul acela și păstorul acela a declarat în cartea lui că a mințit pe oameni că dacă te rogi la Dumnezeu ai prosperitate și te rogi să obții o mașină, Domnul îți dă și marca mașinii și culoarea, cum te rogi tu așa o obții, și a mințit și s-au dus niște elevi acasă, nu? Și au văzut că nu este și că a mințit, nu? Deci, sunt, frați dragi, sunt
Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamuri la acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele. Nu, deci Domnul ne învață să nu intrăm în legătură cu tot felul de neamuri, frați dragi. Să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Nicio legătură. Atenție și cu cărțile acelea și cu, frați dragi, sunt foarte multe neamuri cu nume, nu? Pe care poate astăzi nici nu le am. Eu am neamurile cu care eu am conversat, cu care am comunicat, cu care m-am luptat, nu? Așa cum v-am spus, nu? Am citit cuvântul lui Dumnezeu relativ la a teoria lor, nu? Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit, nu? Tot capitolul. Toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit și după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru, dacă nu se ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră și veți pieri de grabă din țara cea bună pe care v-a dat-o El. Mai departe, dacă mai am ceva... Visul lui Solomon, zidirea casei lui Solomon, nu? Așa cum am spus, și din casă un slujitor al Domnului poate să transmită un mesaj, nu? Zidirea casei lui Solomon, așa cum am văzut-o, nu? În viziune pentru dreptate și judecată, nu? Face dreptate și judecată, viziunea mea în zidirea casei lui Solomon era că mă urcam după un copil care era Solomon, avea pe cap acel obiect, nu obiect, acoperământ al capului la bărbați, cum au evrei, se urca pe aceste scări, nu? Și era pridvorul judecății și l-a acoperit cu cedrul de la parduseală până în tavan. A făcut pridvorul scaunului de domnie, curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bărne de cedru ca și curtea dinăuntra casei domnului și ca și pridvorul casei. Se poate, frate, de acasă, deci fratele păstor este acasă, primește pe messenger o mână, un ajutor, nu? Dați-mi un ajutor, domnule, uite, am această problemă. Îi pune, îi scrie de acasă, nu? Pe messenger îi scrie această, îi trimite poate o predică, îi trimite un mesaj, face dreptate și judecată cu pârâșul, nu? În această manieră, chiar fiind acasă, nu? Se poate lucra și de acasă, nu? Slujba la biserică este slujba în casa Domnului, dar Solomon a fost zidită casa Domnului, nu? De către Solomon, dar este și casa lui Solomon și nimic, frați dragi, nu este indiferent ce este în cartea aceasta, nu? Așezarea dregătorilor templului, nu? Pentru a face acest lucru, bineînțeles, așa cum am spus, chiar și dregătorul templului este și femeia preotului. Poate să-l ajute în cazul în care cere ajutor o femeie, nu? Femeia preotului poate să acorde ea ajutor ca și femeie, nu? Mai departe... Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu am acest... Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui, nu? Eu am acest cer, nu? Pentru mine este acest cer făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este și cetatea, nu? Noul Ierusalim. Iată, fac ceva nou. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, e mare. Și cerul
cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Nu? Mai departe. Este foarte imperativ. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Cel ce veghează asupra sufletului tău, nu va răsplăti el fiecare după faptele lui. Izbăvește pe cei târâți la moarte. Sunt oameni, frați dragi, în suferință, agresați, dar sunt chiar care de părinții lui, lor, frați dragi. Sunt oameni, nu judecați după înfățișare, că dacă este mama lui și el, că am auzit o judecată, păi mama te învață bine, băiatul a spus, a pus o întrebare, aceluiași preot care a transmis acest mesaj, de ce ne cad păstorii, ca și titlu. Da, i s-a spus, nu, păi uite că mama mea nu mai am o viață normală în casă, sunt iritat mereu, orice îmi spune mă iau nervii. Era ceva de genul acesta și a zis, vezi că smerește-te, zdrobește-te, că un părinte niciodată nu vrea rău unui copil. Frați dragi, nu judecați după înfățișare, nu vedeți pe cei mari, da, mama mea și tatăl meu m-au părăsit, dar Domnul m-a primit. S-ar putea, frați dragi, atenție la detalii, la o dreptate și o judecată, nu după fața omului, căci sunt oameni care suferă grav, frați dragi, copii. Dar când spun copii, poate sunt și oameni de, chiar și cazul meu, 50 de ani, care suferă prigoană, chiar prigoană. Nu? Și în cazul în care este un creștin, poate nu își iubește copilul. Eu am văzut creștini care nu își iubesc copilul, îi dădea peste cap 25 de ani, îl tot lovea peste cap, păi, în fața oamenilor. Sunt comportamente de oameni care nu, frați dragi, nu creștini, deci chiar evangheliști. Să știți, am văzut, îi dădea peste cap și copilul suferea, dar era rușine. Eu am văzut lucruri care, frați dragi, nu. Să fie făcut o judecată dreaptă, nu? Ce spune, ce cuvinte îți spune? Să se întrebe, nu? Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Ierusalimului cu e mare, dar în sensul de ceresc. Ierusalimul ceresc, vorbiți bine Ierusalimului meu, acestei cetăți, nu? Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele, peste tot să se poată ajunge, frați dragi, pe calea digitală un mesaj de mângâiere, nu? Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floare de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea, în adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Scrieți cuvântul Domnului, mângâiați cu vorbe de mângâiere pe poporul lui Dumnezeu și rămâne în veac acel cuvânt, frați dragi. Chiar mesaje de mângâiere, rămâne în veac, un mesaj de mângâiere, nu? Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, cuvântul lui Dumnezeu, iată Dumnezeul vostru, cuvântul lui Dumnezeu, care mângâie, frați dragi, și care ajută pe oameni, le deschide ochii, nu? Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Tot cuvântul Domnului, frați dragi. Și puterea lui Dumnezeu. Nu știi, n-ai auzit. Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Cuvântul lui Dumnezeu, frați dragi, va descoperi lucruri acelui suflet care este în căutare să înțeleagă ce se întâmplă cu viața lui, pe care nimeni, niciun om nu le-ar putea înțelege. Israel să se încreadă în Domnul. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Un om părăsit chiar și de
părinți, nu? Ca să ne gândim și la orfanotrofiu. Au nevoie acești oameni. Vin eu, te ajut eu, stai liniștit, hai să vezi că o să fie bine, nu? Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi tot cei ce sunt mâniați peste tine, pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri. Și vor pieri cei ce se împotrivesc. Se vor depărta de tine cei care îți fac rău. Nu? Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu? Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu îi voi părăsi. Frați dragi, am primit, nu te teme. Nu te teme de nimic, că de tine nu se va atinge, era un verset, când m-am înțepat cu un ac. Și am zis, eu nu mă mai duc să fac toată procedura, că dacă are ACV, nu? Un virus hepatic, nu? Care atacă țesutul hepatic, nu? Dacă l-are, îl iau și eu și trebuie să mă duc să fac, să denunț, denuncea toată procedura, nu? Sanitară, nu? Și deja mai făcusem o dată, mă înțepasem o dată și am zis, Doamne, dar iar să mă duc, păi pierd 12 ore, stau prin urgență să-mi fac acest prelievu și... Dezastru, nu? Și am zis, eu mă duc și consult Evanghelia. Și ce-mi va porunci Domnul aceea, ce voi face? Și Domnul a spus, stai liniștită, de tine nu se va atinge. Erau niște versete, nu? Nu te teme, căci de tine nu se va atinge. Și frați dragi, în inima mea a coborât o pace și am zis, nu mă duc, că nu se va atinge acest virus. După 3 luni de zile, m-am dus să fac un prelievul de sangue, prelevare de sânge, nu? În românește, examen de sânge în românește, pentru calciu, era ceva facultativ, nu? Pe care l-am vrut eu, să-l fac calciu și vitamina D. Și îmi spune operatoarea de la ghișeu, Doamnă, vreți să faceți și pentru ACV? Că e gratis, îl oferim la femeile care au vârsta dumneavoastră. Și am zis, vai, dar nu vă imaginați, păi cum să nu vreau, căci m-am înțepat acum 3 luni și n-am mai făcut denuncia, n-am mai făcut toată procedura să nu-l iau acel virus, căci omul poate să aibă acest virus și prin, făcând prelevare de sânge, examen de sânge, nu? Căci fac acest lucru, nu? M-am înțepat cu acul cu care am înțepat alt om, nu? Și acolo... Este risc de contaminare, nu? Cu virusul omului respectiv, nu? De care suferă, nu? Patologia. Am făcut acest examen și era negativ. Deci de tine nu se va atinge. Nu l-am luat. Nu l-am luat. Deci am avut, da, frate dragi, direct. Direct. Domnul ne va vorbi direct. Fiecare cu problema lui. Păi acel verset era pentru mine în cazul acela că nu cumva mă voi contamina, nu m-am contaminat. Dar la fiecare om din toate miliardele de persoane, Domnul îi va spune ceva, orice din Evanghelie, orice caută sufletul lui, nu? Și chiar la orfani, nu? Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, da, poate, orfanii, poate, da. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Când va citi cineva care este în tristețe și în suferință, dar crede în Dumnezeu, frați dragi, când va trece acest verset, îl va mângâia. Nu? Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Nu? Și tot acest așezarea din nou a lui Israel, frați dragi, unde vine Domnul? Direct la poporul lui, frați dragi. În această cetate, noul Ierusalim, nu? Un cer nou și un pământ nou, nu? Căci așezarea din nou a lui Israel, aceasta este această cetate, nu? Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim. Nu? Iată că te-am zidit, nu? Și sunt chemate toate popoarele, frați dragi, oricine, și va ajunge cuvântul lui Dumnezeu și la orice. Și famenul, străinul care se lipește de Domnul, să nu zică Domnul mă va despărți de poporul său, sau drogatul, sau tatuatul. Păi nu-l va primi niciodată, nu l-ar fi primit niciodată între ziduri o biserică. Nu vine tot tatuat sau cu cercei în ureche, în nas, piercinguri, cu toate astea. Și famenul să nu zică eu sunt un copac uscat și toți oamenii care sunt fameni și... Iată, este această cetate în care trece cuvântul lui Dumnezeu, aude cuvântul lui Dumnezeu, se adapă cuvântul lui Dumnezeu prin slujitorii tăi, îngerii, oamenii care
face schimb, frați dragi, de mesaj cu Domnul, primește porunci, primește informații, primește revelații, nu? Și le trimite pe digital și orice om, frați dragi, se poate hrăni. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Toate! Oricine! Nu? Mai departe... Da, am semnasem aici, nu? Cum se face acest transfer, nu? Când spune Ezechiel, m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a păsat tare peste mine. Am ajuns la Tel Aviv, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau și am rămas acolo mărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile cuvântul Domnului mi-a vorbit, fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când va veni un cuvânt de la mine, du-te să le spui. Toți acești oameni, frați dragi, care vor face schimb, vor primi porunci, schimb de informații, transfer, vie împărăția ta, se va transfera, frați dragi, din Duhul Domnului, nu? Când m-a răpit Duhul și m-a luat, se ridică sus și vin jos, se duc oamenii, frați dragi, și primesc oamenii prin revelație, prin viziune, primesc informații, nu? Căci Domnul, frați dragi, se îndură de oricine, de oricine. Dacă voi ziceți că calea Domnului nu este dreaptă, ascultați, dar casa lui Israel nu este calea mea dreaptă, oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o, dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Deci este o posibilitate, frați dragi, în momentul în care omul cunoaște răul pe care îl face, dar îl recunoaște, frați dragi. Eu, în momentul de față, deci sunt cuvinte scoase și scrise, frați dragi, și spune nu că n-am spus. Frați dragi, când nu se recunoaște, nu se poate face nimic. Păi ce, că să nu mai faci răul, este departe că să nu-l mai faci. Dar omul nici nu recunoaște. Eu rămân impresionată de acest lucru. Minciuni, n-am spus, n-am făcut, cleveteli, se duce altfel, spune altfel și nu se poate lucra. Să știți, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru acești oameni, nu poate face nimic. Am spus acești 4 împărați, am spus Hagai. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, spune Domnul. Iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați împotrile voastre după adevăr și în vederea păcii. Aceasta este judecata, după adevăr și adevărul unde-i? Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu știm, frate, ce este bine și ce este rău. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Noi nu știm care este manualul, care este judecata lui Dumnezeu. Nu avem decât cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Cine nu este cu mine este împotriva mea. Cu ce suntem, fraților? Cine nu este cu mine, ce înseamnă? Cine nu este cu cuvântul lui Dumnezeu? Este împotriva mea. Nu ești cu mine, ești împotriva mea. Deci, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dar atenție, poruncile mele, nu cuvinte de la noi. Atât, frați dragi. În Iacov se așează la Sihem, nu? Iacov se așează la Sihem. Iacov a plecat mai departe la Sucot și a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului acelui numele Sucot, colibe. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Iacov, fiul lui Israel, fii, ca și Iacov, nu? S-a dus, a tăbărât, nu? Înainte cetății, partea de ogor pe care își întinsese cortul, a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chezita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel, Domnul este Dumnezeul lui Israel. Și aici am văzut, frați dragi, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Iacov. Amin.